Bună ziua tuturor! Mă numesc Ciobanu Andrei, am 19 ani, sunt originar din Chișinău și la momentul de față mă aflu în Austria, mai exact în orășelul Krems pe Dunăre, care este la 70 de kilometri de Viena. Sunt aici din septembrie, imediat fac și eu un an de când sunt mai mult în diasporă. Sunt student la export orientat spre management, studiez în limba engleză, am absolvit liceul de creativitate și inventic Prometeu ProTalent. Da, eu sunt din generația așa zisă pierdută pentru că nu am avut bac, dar din punctul meu de vedere vreau să vă spun, să vă împărtășesc că nu a fost un lucru foarte, foarte bun, pentru că la primele mele examene a fost o chestie care, nu știu cum să o spun, pentru că eram foarte emoționat, nu știam la ce să mă aștept, pentru că eu nu am avut bac și nu știam ce înseamnă de fapt să scrii de sine stătător un lucru, pentru că, datorită pandemiei. Am ajuns în Austria prin intermediul online, am aplicat la universitatea de aici. Este o universitate care în engleză se traduce University of Applied Science. Îmi place, e frumos, dar acasă, în Republica Moldova, este diferit. Acasă, lângă părinți, este foarte diferit. Să vorbești în limba ta în fiecare zi este foarte diferit. Aici vorbesc în germană și engleză majoritatea timpului. Este frumos. Eu am ales Austria pentru că nu este o țară foarte îndepărtată de Moldova. Este o țară foarte bine dezvoltată. Oamenii aici sunt foarte bine educați să respecte regimul, să respecte regulile de aici. Dacă stăm așa un pic să comparăm cu țara noastră, din păcate încă suntem în proces de dezvoltare. Încă suntem în proces de a ne învăța să respectăm ceea ce este scris pe foaie. Dar Republica Moldova este casa mea și nu vreau să o compar cu nimeni alta, pentru că ea e unică. Prin ceea ce este, ea este unică și mie îmi place chestia asta. Mie îmi place, eu sunt mândru când le spun altor studenți, când am venit în septembrie și le spuneam: sunt din Republica Moldova? Ei mă întrebau: România? Zic: nu, Republica Moldova. Deci este o țară mică, dar cu oameni cu suflet mare. Anul acesta, din păcate, mi-am văzut părinții doar de două ori, pentru că a fost această pandemie și plus la asta eu mi-am luat și un job part-time pentru ca să pot să mă descurc mai bine. Să lucrez cu austrieci este o chestie onorabilă, aș spune eu, pentru că ei sunt foarte, foarte muncitori. Când vine vorba de muncă, ei muncesc. De asta mă simt norocos că am ajuns aici pe timp de pandemie. Eu am stat tot din septembrie, n-am plecat acasă, am fost de două ori doar acasă. Și de asta a fost o chestie mai grea pentru mine, eu fiind primul an, eu fiind așa deodată ajuns în Austria, pe timp de pandemie, nimeni nu știam aici, nu știam unde să apuc, ce să fac în prima lună, pentru că am început universitatea în octombrie, dar apoi am luat așa încet, fiecare zi vorbeam cu părinții, cu bunei mai rar, dar vorbeam, îi sunam, bunei, țin minte că Bunelul plângea și îmi spunea că când ai să vii acasă, hai că mi-e dor de tine. Bunelul, dacă ai să te uiți la acest video, ai să te aduci aminte. Bunica la fel. În momentul ăsta de timp, când mă uitam, chiar analizam o chestie, deci când vorbeam cu părinții prima dată, era foarte liber. După ceva timp, am văzut că și ei îmi duc dorul. Și mama cu tata, dacă o să vă uitați, voi să vă aduceți aminte de chestia asta. Țin minte că era octombrie și mama îmi spunea: hai, poate vii acasă,
hai poate ți ajunge, hai poate nu mai trebuie să mai stai la universitate. Dar este o experiență, este o experiență frumoasă, am ales să plec de fapt din țară, din păcate, pentru că nu am găsit o universitate care să mă lege și care să mă facă să rămân acasă. Dar eu cred că după ce termin licența și masterul vreau să mă întorc acasă, pentru că eu cred că este... că Moldova mai are o șansă, mai are o șansă de schimbare și mai are o șansă ca să o putem noi dezvolta, generația care vine din spate. De asta, acesta am fost eu, aceasta a fost o mică parte din viața mea și nu uitați, data de 11 iulie, haideți să ieșim la vot.